Alături de mine, prin intermediul Zoom de această dată, este domnul Dumitru Nancu, director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență, domnule Nancu. Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, și îmi cer mii de scuze pentru ora târzie, dar se mai întâmplă. Domnule Nancu, vom avea un nou guvern zilele acestea, mai exact mâine se va da și votul final pe acest guvern. Un guvern care va conține două noi ministere. Vorbim așa de Ministerul Familiei și cel al IMM-urilor. Ce așteptări aveți dumneavoastră personal de la domnul Daniel Cadariu, cel care este propus la Ministerul pentru IMM-uri? Da, a spus, vom avea un guvern, un lucru foarte, foarte important, pentru că, așa cum știți, Comisia Europeană a aprobat prelungirea cadrului temporar și aici avem multe scheme de ajutor temporar. Este vorba despre IMM Invest, Agro Invest, IMM Factoring derulate de către Fondul de Garantare. Există măsura 411, acum a fost a măsură 3, care la fel au ca termene 30 decembrie. Deci ceea ce înseamnă că guvernul va începe în forță, în sensul că va trebui să dea niște acte normative de updatare sau de preluare a directivelor europene, astfel încât aceste scheme de ajutor temporar de stat să se prelungească din 31 decembrie până pe 30 iunie 2022. Deci acesta este primul lucru și este un lucru bun pentru mediul de afaceri. Al doilea aspect, așa cum a spus și dumneavoastră, se înființează un minister al întreprinderilor mici și mijlocii. Cred că este un lucru benefic. În celelalte două guverne, guvernul Orban și guvernul Câțu, Fondul Național de Garantare avea 7 măsuri de implementat pe mediul de afaceri. Măsuri care, cum bine știți, le-am discutat aici și sunt în implementare. Din ele 5 sunt închise, mai sunt 2 care în momentul acesta suntem, noi sperăm ca până la 30 martie, primul trimestru, să semnăm acordul cu Comisia Europeană pe InvestEU. Vom deveni prima instituție financiară din România care va semna un astfel de acord pentru garanția directă. Vreau să vă spun că pe InvestEU în acest moment, alături de România, mai sunt 11 țări care au depus astfel de aplicații. E bine că ne aflăm printre primele țări și eu sper ca, conform contractului pe care îl avem cu concernul KPMG România, KPMG Luxemburg, cei care ne acreditează și ne auditează, luna ianuarie o să ne prezintă primul draft pe evaluarea pe cei 7 piloni pe care ne auditează și urmează ca între ianuarie și martie avem 2 discuții cu Comisia Europeană, astfel încât să devenim implementator, să semnăm acordul direct cu Comisia Europeană pe acreditarea pe InvestEU. Este vorba despre garanția directă acordată de Comisia Europeană și aici, astăzi, dacă avem timp, o să discutăm ce presupune InvestEU și care sunt principalele, ce ne-am propus noi, pentru că rolul fondului și al nostru este din 2020, când, bine știți, fondul practic nu mai avea niciun program, până și programul vestitul program Prima Casă a fusese închis. Am ajuns să avem 7 programe în derulare, plus cele 5 care le derulam deja pe capitalul propriu, deci 13 programe. Ne-am propus să mutăm presiunea de pe bugetul de stat pe bugetul Comisiei Europene, Uniunii Europene. Să continuăm IMM Investul, să continuăm Agro Investul. Am propus Comisiei Europene în notificare ca și pe Agro Invest, pe IMM Invest, să acordăm alocație nerambursabilă de un maxim 10-15% în funcție de negocierile care le avem cu Comisia doar pentru investiții, urmând ca pe Agro să mărim de la 10-20% această alocație financiară nerambursabilă. S-au dovedit în acest moment că cele două instrumente financiare, atât AgroInvest cât și programul IMM Invest, sunt bine primite de mediul de afaceri și vreau să vă spun că doar de când am început aceste două programe, avem în anul trecut 26.000 de întreprinderi mici și mijlocii care au beneficiat de acest program,
În acest moment avem peste 15.000 de garanții aprobate, iar în urma consultării celor 23 de parteneri, mai sunt în aprobări la instituțiile financiare în jur de 4.000. Deci noi sperăm să închidem IMM Invest 2021 la cel puțin 20.000 de firme. Ce este important? Este important, la care se adaugă, bineînțeles, restul de 6-7.000 de întreprinderi pe AgroInvest. Dar față de 2020, în 2021, probabil că vor fi mai puține, dar sensibil egale, nu știm în momentul acesta, dar diferă firmele. Vreau să vă spun că diferă intensitatea, magnitudinea cifrei. Vreau să vă spun că dacă anul trecut pe 26.000 de întreprinderi mici și mijlocii s-au acordat 12,9 miliarde garanții și 15 miliarde de lei, în momentul acesta avem 11 miliarde de lei credite aprobate la 15.000. Deci e clar că a crescut și alocările. Deci mediul de afacere are nevoie de mai mult capital. Noul program de guvernare se schimbă ceva? Se schimbă și se vede aici, să zic, măsurile de dreapta. Vom avea programul IMM Prod, în care guvernul garanții guvernamentale de până la 100%. Știți foarte bine că România este singura țară din Uniunea Europeană care acordă garanții în nume și constat de maxim 90% pentru micro și mici întreprinderi până în 49 de angajați și cifră de afaceri 10 milioane. Încercăm prin programul nou program de guvernare, pe lângă cele 7 măsuri care v-am spus, avem un tablou de bord, așa, suntem la zi cu implementarea lor. Deci intrăm cu garanții guvernamentale de 100% pentru companii prin FNGCM pentru creșterea capacității de producție. De aia am insistat ca pe IMM Invest să mergem pe investiții și pe sectorul productiv, pentru că balanța comercială a unui stat se raportează în funcție de ce produce, nu din ce importă și exportă. Practic, având la servicii, e clar că serviciile au în producția lor materiale care sunt importate, pe când dacă producem în România, impactul și efectul multiplicator al producției este mult mai mare. Deci se va merge pe producție, vom da pe, conform noului program de guvernare, adăugăm IMM Prod, deci până la 100%, ce înseamnă creșterea capacității de producție, reconversia la intermediere la producție, finanțarea de investiții. Mergem complementar la programul AgroInvest. Pe schema avem schema ajutor cadru temporar, mergem cu programul Rural Invest, la fel, garanții până la 100%, prin care se acordă prin Fondul Național de Garantare, în sensul că vom ajuta pe fermieri să-și localizeze producția în mediul rural și urban mic. Da? Deci, guvernul a venit odată prin transpunerea măsurilor Uniunii Europene la nivel AgroInvest, IMM Invest și complementar mergem către cei mici care nu erau eligibili. Vă dau un exemplu. Pe IMM Invest, pe AgroInvest și tot ce înseamnă cadru temporar, singura condiție, mai ales pe măsura 4.1, acea fostă măsură 3 s-a transformat în 4.1.1, era o condiție ca cifra de afaceri să fi scăzut în anul 2019, în 2020 cu 30% minim și după care se adaugă. La fel și la IMM Invest, adică tu trebuie să demonstrezi că în 2019 nu erai în capitalul negative, nu erai în dificultate conform noțiunii Comisiei Europene. Practic, prin aceste programe naționale încercăm să-i ajutăm pe cei care în 2020 au avut cifre bune sau în 2019 au fost în, deja se împlinesc 2 ani deja de 2021, se închide și 2021 la anul. Și atunci nu putem merge cu 3 ani în urmă să vedem, domne, care era radiografia economiei cu 2 ani în urmă. Nu se poate schimba cadrul temporar, pentru că cadrul temporar e dat pentru cei care înainte de COVID aveau o situație economică, iar COVID nu va fi inclusă perioada de pandemie. Va fi ultimul an fiscal și dacă, de exemplu, în 2020 avea situațiile financiare, practic mergem și pentru aceștia. Deci am spus, avem programul IMM Prod, programul Rural Invest, programul Garant Construct, la fel, trebuie să înțelegem, există anul 2022, cum spun eu, va fi concluzia celor 2 ani de pandemie. Pandemie.
Da, din punct de vedere economic, eu vorbesc din punct de vedere economic și spun că 2022 va fi concluzia. Pentru că efectele pe termen scurt, guvernul a venit cu aceste măsuri anticiclice, le-a temperat, da? E, ce vedem pe piața de construcții? Știți foarte bine că era acea ordonanță 114 în care pentru firmele din construcții trebuia salariul minim 3.000 de euro, da? Erau niște condiții. E, ne-am propus că acest program trebuie statul să meargă și pe, dacă mergem pe producții, mergem pe investiții. Acum trebuie și pe construcții, pentru că producția dublată de construcții îți asigură efect multiplicator pe termen lung, nu pe termen scurt. De aceea 2022 va fi anul concluziilor și de aceea Guvernul României, Guvernul Ciucă, și-a propus acum garanții guvernamentale acordate companiilor din construcții prin sistemul bancar. La fel, FNGC, IMM asigură lichiditatea și finanțarea investițiilor. Vom merge și pe acest segment cu tot 100% garanții, vor fi în capitalul propriu. Eu sper ca până la 30 martie să ne ajute Bunul Dumnezeu și să devenim parteneri ai Comisiei Europene pe InvestEU, astfel încât să acordăm garanția europeană. Pentru că acolo există un avantaj care este diferit de garanție nume și constat. Acolo putem folosi garanția portofoliu. Ce înseamnă garanția portofoliu? Că noi practic aplicăm pe un buget, am dat practic din calculele pe care le-am făcut, putem să mergem până în 650 de milioane să aplicăm de la Comisia Europeană și 30%, am făcut eu un calcul, vreo 350 de milioane, capitalurile proprii ale Fondului Național de Garantare. Cam capitalurile proprii ale fondului în momentul acesta sunt cam la 300 de milioane. Da, practic nu sunt bani care îi injectez, sunt garanții dacă s-ar produce acel impact. E, practic trecând pe această garanție guvernamentală europeană directă, fondul poate mandata, adică se numește garanția de portofoliu. Adică mandatăm cele 23 de instituții financiare pe care avem pe InvestEU, pe IMM Leasing, pe toate programele noastre, mandatăm să dea direct fără să mai fie analiza la fond. Adică mandatăm în numele fondului, care e mandatat de Comisia Europeană, ca banca, în momentul când vine IMM-istul, să aibă deja, să analizeze și garanția. Deci încercăm să ardem niște etape și această garanție portofoliu în momentul acesta pe fondurile proprii și pe fondurile de stat nu se poate, pentru că avem norma 24-25 a Băncii Naționale de Prudențialitate. Am găsit această, să zic, complementaritate pe garanția directă europeană, astfel încât să venim în mediul mai aproape de mediul de afaceri, pentru ca banca în momentul când i-a analizat creditul să poată aplica direct. Bineînțeles, mandatarea ce înseamnă? Nu înseamnă că va face analiza numele fondului și dacă se întâmplă defaultul, aceleași tip de garanții vor fi executate în martie 2021 ar putea fi implementat. Ăsta e targetul nostru. Am semnat cu cea mai din Big Four, sunt cea mai mare firmă de consultanță sub directa monitorizarea Comisiei Europene, deci există KPMG Luxemburg, unde are sediu FEIU și BEIU, plus KPMG România. Deci am vorbit de cele trei, RoGarant sau programul Garant Constru, care noi oricum îl aveam deja în programul de guvernare. Cu ce mai venim? Mai venim cu un program Startup pentru studenți. Ce înseamnă acest program Startup pentru studenți? Eu l-aș denumi programe de business support. Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenții în universități. Da? Aici, în trecut, când am mai fost pe la Ministerul IMM-urilor sau Agenția pentru IMM-uri, aveam un program cu UNDP pentru crearea de incubatoare de afaceri. Din păcate, acest program n-a mai fost, să zic, de prin anul 2012 a fost întrerupt. Și guvernul actual încearcă să mergem prin finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități. Deci încercăm ca în conlucrare cu partenerii locali, fie că e autoritate publică, companii care activează pe piață, să se ofere granturi de 100.000 de euro pentru astfel de incubatoare, care să selecteze minim 25 de firme ale studenților, adică să facă și practica și după post-universitar,
Și bineînțeles, pe baza de plan de afaceri, administratorul de incubator din universitate, din Consiliul Județean, să selecteze planurile de afaceri, să finanțeze aceste planuri de afaceri și se va merge pe dezvoltare în domenii specializate, mai mult pe cercetare, dezvoltare, inovare. Este un program care a mers foarte bine cu UNDP, Organizația Națiunilor Unite, Programul pentru Dezvoltare. A avut succes și încercăm să reluăm prin noul minister. Când ar putea lua naștere, dacă pot să spun așa, acest proiect? Păi, proiectele sunt în programul de guvernare Ciucă a fost depus. Practic, toate aceste măsuri sunt prevăzute. Ele vor deputa normal fiind bugetate de la bugetul de stat, adică nu vorbim de fonduri europene, ele vor începe odată cu aprobarea noului buget pe 2022. Mai există un pachet de stimulare economică Innovation, adică schemă de ajutor de stat Innovation. Eu vă spun toate măsurile care sunt prevăzute în planul de guvernare, adică unele din ele nu vor fi implementate de fond. Dar e normal, s-a lucrat la acest program de guvernare și e bine, având în vedere că mediul de afaceri trebuie bine informat, eu vi le spun ce va derula noul minister. Deci va avea pachetul de stimulare economică Innovation, schemă de ajutor de stat Innovation. Ce înseamnă asta? Deducere până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea, protejarea investițiilor cu obligația implementării efectivă în România. Da? Iarăși un program care a dispărut. Sunt programe, dacă vedeți și ne uităm în urmă, programe care au funcționat într-o perioadă de creștere economică, încercăm în acest moment să revină. Granturi pentru digitalizare și comerț online. Da? Sper să revină din nou programul pentru export, care știți foarte bine a fost scos și a fost un lucru rău. Granturi pentru digitalizare, pentru comerțul online, cum am spus, granturi între 50.000 și 200.000 pentru firmele cu cifre de afacere mai mică de 1 milion de euro. Asta înseamnă pentru software certificat de e-commerce, administrarea unei firme tip ERP, schemă de ajutor de stat pentru tehnologizarea companiilor locale, transfer tehnologic, bineînțeles, mergem pe industrie, da? Deci România trebuie reindustrializată, industrie exportatoare și, bineînțeles, nepoluantă. Mai există pachetul de stimulare economică România Tech Nation și aici avem programul Tech Nation, care înseamnă o schemă de ajutor de stat pentru susținerea înființării de startup-uri, programul Women in Tech, schemă de ajutor pentru sprijinirea femeilor antreprenori, fostul program Femeia Manager derulat atâția ani de Agenția Națională pentru IMM-uri și pe care Comisia Europeană în anul 2012 a dat-o ca bune practici pentru egalitate de șanse. Programul Startup. Care ar trebui să o avem și în guvern? Da. Avem doar o femeie. Eu vă dau măsurile. Da. Mă rog, mă depășește. N-aș putea să spun aici. Eu vă spun doar măsurile din programul de guvernare. Niște măsuri care sunt ambițioase, dar, repet, trebuie implementate cât mai rapid. Deci, din momentul acesta, noile ministere, autorități, tot ce înseamnă guvern ar trebui început cu ele. Programul Starter Kit, schemă de ajutor pentru asigurarea suportului pentru transferul companiilor în era digitală până acordarea de vouchere de 5.000 de euro de companii. Și, bineînțeles, foarte mulți bani, din câte observăm, foarte mulți bani. Trebuie, pe lângă aceste măsuri complementare, trebuie să mergem să finanțăm aceste proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii din fonduri europene. V-am dat exemplu, noi vom merge de anul viitor pe garanția directă a Comisiei Europene. Da, practic dezangajez bugetul de stat de altă. Bugetul de stat trebuie să fie pentru cheltuielile curente și știți foarte mult, avem deficit pe pensii și pe altele. Sprijin orizontal pentru inovare, internaționalizare și dezvoltarea comunităților antreprenoriale. Deci, practic, astea sunt o parte din măsurile care sunt în programul de guvernare.
Înțeleg, domnule Nancu, că se are în vedere și renegocierea PNRR-ului, Planul Național de Reziliență și Redresare. Se mai aici, poate face ceva? Aici există o întreagă dezbatere pe această temă. Înțeleg, Partidul Social Democrat și-ar dori o renegociere a PNRR-ului, însă întrebarea mea este, se mai poate face ceva? Deci în PNRR România și-a stabilit 508 milestones, ținte, da? PNRR-ul, spre deosebire de fondurile preaderare, postaderare, care mergeau pe principiul decontării N plus 1, N plus 2 din momentul ăla, aici lucrurile sunt foarte, foarte clare, adică trebuie, dacă nu faci reforma respectivă, nu primești bani. În momentul în care ne aflăm acum cu un deficit excesiv, asta e, nu ai cum, nu numai în România, vorbim la nivel european, e foarte greu să mai renegociezi ceva. Dar ce se poate întâmpla, și asta am văzut că liderii noi coaliții au transmis, se pot la implementare. De exemplu, sunt sume, și aici și eu sunt de acord, că sume foarte mari pe consultanță. Deci acele sume care nu sunt cheltuite pot fi redistribuite. Pentru că și în PNRR există perioade de programare. Da? Noi, România va primi până la sfârșitul anului 3,8 miliarde, care înseamnă avansul din PNRR. Din cei 3,8 miliarde, tu ca stat ai 500 obținte. Da? Vă dau pe Ministerul de Finanțe unde suntem noi, avem măsura 7.2, 7.3, unde există Banca de Dezvoltare. Și sunt cu pași. Dacă până în anul 2021 ți-ai sumat țintele respective, primești bani. Da? E, dacă nu... Dacă, de exemplu, pe o țintă, pe un milestones, ai un buget de 1 milion și România reușește ca acea țintă să fie buget consumat decât 800 de mii și realizezi un excedent, se poate repartiza. De aceea sunt bani foarte mult pe consultanță, unde cred eu că n-ai cum să-i consumi și acei bani pot fi realocați. Dar, repet, realocați la măsuri care... La deci au fost aprobate. Da, și care, deci practic renegocierea se poate face pe alocări în perioade de programare, dar nu să te duci să spui, domnule, nu mai vreau asta. În timp, în momentul deci în care... Deci nu poate face nimic deci comisia practic acum, haideți să renegociem... Ex post, adică ce înseamnă ex post? Ai făcut cheltuiala, ai văzut că dintr-un milion ai cheltuit 800 de mii, ai 200 de mii excedent, se duc în următoarea perioadă, pentru că PNRR-ul e foarte strâns până în 2026 și sunt termene, o să vedeți, pe trimestre, pe semestre și e păcat pentru că acolo sunt instrumente financiare, sunt bani care sunt și nerambursabili, dar sunt mulți bani cu împrumuturi care sunt cu dobânzi mici și e practic nu prea văd... De reconciliat, n-ai ce să renegociezi, el a fost aprobat. Ideea e, hai să ne apucăm de treabă, să-l implementăm și vedem unde economisim și unde ne-ar mai trebui bani. Adică banii din consultanță să-i duci în investiții, în ceea ce am spus până acum. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea ordonanței de urgență privind programul IMM Leasing de echipamente și utilaje. Ce trebuie să știe România, domnule Nam? Da, pe lângă programul, cele trei programe care merg pe schema ajutor de stat, temporar, e vorba de IMM Leasing, Agroinvest și IMM Factoring, am creat un produs pentru mediul de afaceri, este vorba de IMM Leasing, este o schemă de ajutor de stat pe minimis, adică nu trebuie notificată Comisia Europeană, doar Consiliul Concurenței. E cel mai avantajos leasing, program de leasing în momentul acesta, în sensul că întreprinzătorii își pot procura echipamente. Cei din IT au garanție nume și constat de 60%, restul codurilor CAEN 50%. Costurile leasingului 50% sunt suportate timp de 8 luni de zile de către Fondul Național de Garantare printr-o schemă de minimis, adică nu mai mult de 200.000 de euro. Este un leasing pe 5 ani de zile, pe 5 ani de zile, 60 de luni, cu 1 milion de euro, 5 milioane de lei
și e singurul leasing la care avansul este zero, dar dacă să zic, beneficiarul dorește să dea avans, nu e îngrădit. În acest moment, condiții avem, trebuie să îndeplinească beneficiarii? La momentul 2019, la fel, să nu fie în capitalurile proprii negative sau în dificultate. Restul avem în momentul acesta la 24-11, avem 12 finanțatori cu un plafon pe care noi deja l-am dat instituțiilor de leasing de 834.200.000 și în acest moment din plafon avem în jur de 100 până în 100 de milioane plafon de garantare deja transmis către instituțiile financiare. Leasingul ca și garanția plafon nu este, deci practic noi transmitem, mandatăm firmele de leasing să facă evaluarea, adică nu e ca la IMM Invest, înscrii pe site-ul nostru, evaluăm și noi. Deci practic am mutat tot ce înseamnă analiză la cele 12 instituții financiare de leasing. A fost un program foarte bun pentru că în această perioadă, ați văzut, programele operaționale întârzie. Pentru agricultori își pot lua second hand, fie că vorbim de irigații, fie că vorbim de orice utilaje, dispozitive, tot ce poate ajuta producția sau desfășurarea activității, își pot achiziționa prin acest program. Deci un mare avantaj este că e zero avans, statul 8 luni de zile îți suportă 50% din costuri, ceea ce e foarte important, și poți achiziționa utilaje și second hand. Să știu, facă românii planuri pentru anul 2022? Și mai vreau că tot mi-a spus de IMM Leasing. Deci noi facem analize din, cred că trimestriale. Deci dacă pe IMM Invest pe primul loc anul acesta sunt transportatorii, anul 2020 am avut construcțiile, da? Lucrări de construcții. La leasing, pe primul loc, avem fabricarea betonului. Deci e clar că este un segment care trebuie ajutat, fabricarea. Pe locul 2, lucrări de instalații sanitare. Și pe locul 3 este comerțul. La Agroinvest avem agricultura primară pe primul loc. Pe locul 2 sunt fermele mixte. Și pe locul 3, cele două industrii, industria berii și industria vinului. Întrebam dacă să-și facă românii planuri pentru anul viitor în privința programului Prima Casă. Noi am propus pentru noul buget, e clar că programul Prima Casă este cea mai importantă măsură anticiclică pe care a luat-o guvernul din 2009 până în prezent. Conform legii date, nu, hotărâre de guvern, dacă nu mă înșel, în 2016 de către guvernul Cioloș, se spunea că anul 2021, deci au făcut o strategie astfel încât anul 2021 va fi ultimul an pentru programul Prima Casă. Guvernele liberale au dat în 2020, din temelie au schimbat programul, denumindu-l programul Noua Casă, în care am introdus cele două praguri, pentru că ați văzut, avem muncă de acasă, avem teleșcoală de acasă, cam. Și ați văzut din ultimele mele emisiuni că 15% din plafon s-au dus în credite între 70.000 și 140.000 pentru apartamente cu 3 camere, 4 camere, chiar unități locative, case. Noi am solicitat și vom solicita și la noua rectificare, dar pe bugetul 2022, tot ce înseamnă Asociația Română a Băncilor, unde sunt toate băncile, au solicitat din nou plafon pentru acest program. Este un program anticiclic. Situația, contextul economic este clar că este prielnic pentru acest program. Ați văzut, Banca Națională deja a ridicat de la 15% la 25% avansul. Programul Noua Casă era singurul program cu 5% avans și dobânda care era pe ICCR față de robor, ICCR-ul merge pe rata inflației
dinainte, adică mai mică, roborul merge pe rata inflației din viitor. Deci ICCR-ul a scăzut față de robor din acest motiv, pentru că se raportează la rata inflației care a fost și am avut o rată inflație mică în anii precedenți, pe când roborul se raportează pe rata inflației care va veni. Deci este un program pe care atât piața de dezvoltare imobiliară, dar și românii, pentru că până în prezent 300.000 de români și-au achiziționat o casă prin acest program. Din 3 din 4 credite ipotecare au fost prima sau noua casă. Defaultul la acest program este subunitar. Statul român a acordat 28 de miliarde de lei garanție. Băncile au finanțat cu 45 de miliarde, aproape 5% din PIB. Au finanțat, iar garanții executate s-au recuperat din proprietăți sau din fondul de risc. Deci nu există risc ca acest program să statul să intre în să plătească de la bugetul de stat. E un program foarte important. Și noi sperăm că va continua și în 2022.